Păiseniul, localitatea de baștină a eroului poet Ioan Grosaru, din comuna Cornelunci, a găzduit o serie întreagă de evenimente dedicate Zilei Eroilor. Numeroase oficialități județene și locale, dar și 8 membri ai batalionului 32 Scorpionii din Timișoara, care au fost colegi cu eroul Ioan Grosaru, căzut la datorie în 2007 în Afganistan, au luat parte la aceste manifestări. La mormântul eroului din Păiseni au fost depuse coroane de flori în cinstea tuturor eroilor neamului. Am adunat astăzi, în această sfântă zi, la Păiseni, la mormântul eroului poet a consăteanului nostru și a monumentului eroilor satului Păiseni. Cu emoție vă spun că mă întâlnesc de fiecare dată cu foștii colegi al lui Ioan Grosaru de la Timișoara, care nu lipsesc de la nicio activitate de-a noastră. Sărbătorim astăzi două evenimente, cultul Ziua Eroilor și festivalul, primul festival de poezie Ioan Grosaru. Cu emoții, an de an, venim de mai multe ori la monumentul eroului nostru, eroul post-mortem Ioan Grosaru, și alături de Asociația Cultul Eroilor din Suceava, alături de Scorpionii Galbeni din Timișoara, alături de garnizoana, comandamentul garnizoanei Suceava, alături de școală, alături de poliția din comuna Cornulunci, ne facem datoria și prin fiecare sat mergem și depunem coroane de flori și ne plecăm capul în semn de respect pentru jertfa făcută de eroii noștri. Cu această ocazie a avut loc și prima ediție a Festivalului de Poezie și Proză, dedicată eroului Ioan Grosaru, care a publicat 5 volume de poezii și unul de proză. Toți copiii care au participat la festival au fost premiați de către primarul comunei Cornulunci, Gheorghe Fron. Pentru prima dată vom avea și Festivalul de Poezie și Proză Ioan Grosaru. Și o să ne străduim, an de an, ca acest festival să ajungă pe înalte culmi. Deocamdată este un festival comunal și sperăm la anul să fie festival județean și după aia să fie festival național. Premii au primit și reprezentanții administrației locale Cornulunci, dar și foștii colegi timișoreni a eroului Ioan Grosaru pentru sprijinul constant acordat activităților de cinstire a eroilor neamului. Organizația Națională Cultul Eroului, filiala județului Suceava, acordă diplome de excelență domnului primar Gheorghe Fron, domnul inginer Gheorghe Fron, primar al comunii Cornulunci, în semn de recunoștință a bunei colaborări și sprijin efectiv a filialei Suceava Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Conform deviziei, neamul este etern prin cultul eroilor. Semnează președintele asociației, general major, profesor universitar, dr. Visarion Neagoie. Domnul primar, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru eroi și pentru cultul eroilor. Vă mulțumim! Evenimentul a fost organizat de către primăria și școala gimnazială Cornulunci în colaborare cu Asociația Cultul Eroilor Suceava și Centrul Militar Suceava.